vedem. Să vedem dacă reușește să-și facă integralul. Nu este ușor să fii ultima finalistă. Stalder apropiat printre brațe, legat direct cu Jagr apropiat. Din nou, același Stalder. Stalder cu 360, care are o valoare mai mare, legat direct cu Kocev apropiat și cu salt back. Frumos până acum. Execuția Griscinei. Să vedem. Roată petal cu 360, ușor poziție de echer și direct coborâre Tsukahara. Cred că Rusia va avea două fete pe podium. Să vedem ce poziție. Komova 15-666, Kononenko are 15-133. S-ar putea să vedem o dublă aur și argint pentru Rusia, un aparat pe care ele îl domină. Aparat care le-a readus și în lupta pentru titlul european ieri. Un concurs cu mari emoții pentru noi, început super puternic. Sărituri, am scăpat cu bine de paralel. A venit însă acel incident de la bârnă, exercițiul Larisei Iordache, cu ratarea de la saltul înapoi cu 360. Și rușii parcă au prins elan din clipa aceea, viață, da? Și au redresat sărituri și paralele. Am fost la aproape un punct diferență între, cam asta să spunem, e și diferența, faptul că noi am crescut mult, e îmbucurător. Da. Rușii au avut un regres față de ce am văzut în ultimii 2 ani. Mai ales la sol, mi s-a părut mie. Și multe ezitări la bârnă, multe ezitări. Parcă fără încredere în execuții la bârnă. N-au reușit să-și facă legări, să-și prezinte exerciții de dificultate și de valoare. Ne-am recâștigat supremația în Europa. Așteptăm cu mare nerăbdare să vedem Jocurile Olimpice, competiție ce va fi evident transmisă tot de televiziunea română. Marele spectacol olimpic în direct la TVR în vară, foarte multe ore de transmisiuni. Gimnastica își va tăia cu siguranță partea aleului alături de scrimă, fetele de la spadă, băieții de la sabie, canotajul, caia, canoe, halterele, judoul. Stafina o felicită pe Komova. Grișina își vede liniștită de treabă. Locul 2 pentru Rusia. Aur și argint